Ați dat drumul? Bă, vrei să spun ceva ca un susținător al... Give me a sec, cum era gluma aia lui Hedberg? Dă-mi un sec. Da, vrei să zici ceva. Întrebat pe tine. Eram la... L-am întrebat pe Vio și el știe că e o întrebare retorică. Apropo, ca un susținător de că ești împotriva violenței, adică nu că ești împotriva, că n-ai lovit pe nimeni niciodată. Niciodată n-am lovit pe n-ai nimeni. Lovit pe nimeni niciodată, vrei să spun ceva? Tu mă erlovești. A, de la da, air, deci air este guitar, exact air guitar, și... el mă air lovește pe mine. Îți lovesc puțin aur, ai dar nu e chiar air, că de multe ori chiar dă. Nu dau ca și cum bine, te-aș... și tot, air, dar tot e da. Air. Că așa sunt unii care ți-am, cred că mai, mamă ce enervantă este acum, cred că am mai zis asta odată. Bă, sunt 200. Da, trebuie, da. Că mai zis. Sunt ăștia care cântă la air guitar, care chiar țin degetele într-un fel... De parcă chiar contează pe ce corzi. Uite, adică asta este, asta e un acord, așa, dacă ții degetele. Și după aceea are... Coi, fă niște mișcări cu degetele pe acolo și este și scarpină-te în același timp la buric. Eu am pe mine cel mai... dubios articol de îmbrăcăminte pe care mi-l-am luat, da, frate. Da, chiar că nu te vede nimeni, frate, că da, ești în asta. Da, nu e ciudat, toată lumea zice, bă, cum au făcut așa, se putește capul și ăla și două mâini, da. Nu. E ciudat ăsta pentru că este un... are glugă, dar are mâneși scurte. Și eu mi l-am luat atunci pentru... mi l-am luat de la Iași. Pentru că mi-am dat seama că eu n-am absolut nimic în culoarea asta de camuflaj și uneori mai trebuie să te ascunzi. Dar e atât de ciudată ideea asta de glugă și mâne scurte, adică când dracu ai nevoie să-ți tragi gluga pe cap, dar ești ok să stai mânecă scurt. Să știi că sunt... Deci îmi place Costel a fost ca într-o emisiune de aia de TV, știi? Dar știi cum emisiunea te vede pe posturi de alea locale, știi? Alea când e un domn profesor. Da. Deci, sunt niște situații... Sunt niște situații în care e, știi că foarte multă căldură se pierde prin cap, prin iar cap. Este mâinile... un mit. Nu este adevărat. Este pentru că spune un studiu făcut... asta ăluia care mi-a zis minciuna asta. Nu mie. E un mit pentru că armata americană a făcut testul ăsta, dar știi că e problema cu experimentul ăsta? Este că ei aveau doar capul gol. Și ei după aia au măsurat pe unde se pierde căldură, ghici pe unde? Pe la cap, pe unde erau dezbrăcați. Nu se pierde mai multă căldură pe la cap. Eu zic altă fază. Că dacă e să scaut. Pierzi căldură între cap și mâini, cred că pierzi mai mult la cap decât la mâini. Deci? Mâinile sunt foarte... Te poți încălzi foarte rapid cu mâinile. Îți faci atât un pic așa... Capul, nu poți să-i faci dar, așa la cap. Faci, dar, așa dar îți încălzești capul. Dar rezici și mult mai bine la frig la cap. Ai zis că sunt mulți oameni care iarna merg cu geacă, cu pufoaică pe ei și cu capul gol. Bă, nu știu ce zic aici. Deși eu nu sunt din ăștia, mie mi-e foarte frig la cap, adică eu trebuie să am un cuce. Dar am văzut atât de mulți lugă, oameni. Tineri, nu mi-e frig. Da, dar sunt foarte mulți oameni. Uite, Melinda, de exemplu, eu de-abia reușesc să o comic. Uneori mă simt, zici că am copii, zic, bă, pune-ți ceva pe cap că ți-e frig. Și refuză să -și ia. Nu... Au și păr, femeile. Au păr, mă, da. Și ăsta, uite, și el are păr. Dar ce se întâmplă aici? Da, frate, asta e faza, asta este chestia care... Uite, aici mă enervează când ies într-o reclamă, așa. și non-stop la televizor se vede asta. Tu, chiar se întâmplă chestia aia când încep să-ți se întâmple glumele, cum aveai gluma aia cu femeile care să aibă părul lung de aici? Da, da, da. Tu cam acolo te duci. Bă, dar te-ai gândit, frate, să te dai cu... Să te dai cu o cariocă, cu ceva. Da, da, da. Chiar. Te dai cu carioca acolo, cu carioca culoarea părului așa, să par că ai păr acolo. Vrând să depășească un moment dificil, Costel s-a băgat într-un și mai dificil. Da. Bă, da, da, da. Asta e chestia, că aceste goluri sunt moștenite. Wow. Golurile din cap. Mm. Da, sunt moștenite. Deci așa crește părul lung. La zici, la tine, asta e, ai venit și cu da, completare. Da. Da. Bun, haide să facem următoarea chestie, că să dăm și noi un pic din gură. Hai să dăm întâi premiile de săptămână. Da, chiar, bă, frate. Hai deci să oferim asta, premiile. Cutiuța. Cutiuța aceasta. Bun. Cutiuța asta nu mai... Dar eu nu știu ce este. Hai să începem să dăm înapoi din chestiile pe care le-am primit până facem gol aici.
și după aia să o luăm de la început. Că sunt, bă, sunt multe, e îmbăxit aici, am așa un sentiment de trebuie să facem curat. Eu vreau să ofer această casă, nu, glumesc, această căsuță, bun, apreciem, și nu știu exact ce sunt. A, sunt... De-alea, mă, de pahare. Cum se cheamă? De să pui paharul pe ele. Da, dar cum se cheamă? Care e? De-alea de pahare, ăsta e numele lor. În engleză cum se cheamă? Coasters. Coasters. Cup holder, coasters. Iar în română, de-alea de pahare. Vreau să ofer acest cadou. Nu, în română știi cum se numesc? Mă, dar ți-am zis să pui un de-alea de pahare. Da, așa se numește. Da. Asta vreau să... Asta merge la Connector, pentru că vreau să-i spun lui Connector că mie îmi place foarte mult de el. Da? Da. Ai văzut că faci show la sala aparatului? Da, da, și mi se pare foarte tare că îl face de unul singur și... Bravo. Și că nu mai este cu prietenii lui. Așa că nu mai face cu prietenii lui Atârnache și cu altcineva în deschidere. Chiar face numai el, numai el e pe afiș. Mi se pare super tare. Da, bravo, frate, dar de ce trebuie să hrănești mai multe guri? Bă, hai să zicem o chestie de care am uitat să zicem data trecută. Noi suntem pentru prima oară în viața noastră. Așa. Pe 8 mai la Sighișoara. Băi, vrei să zic ceva? Tu ai fost. Noi suntem într-adevăr în formula asta toți trei în Sighișoara, pentru că eu am mai fost cu Eugen. Și pe această Eugen cale Eugen, ești primul impresar. Eu de adevărat, dacă stai un pic să te gândești, Eugen a fost primul impresar pe care cumva l-am scos. Bă, din, știi care, din, da, problema e că la noi nu există impresar în stand-up, există doar mai degrabă tour manager. Da, tour manager. Că impresarul e altceva. Da, impresarul tour manager. Se ocupă de cumva imaginea nu, ta, adică manager. E un manager, căcat. Noi manager n-avem, avem numai manager. Impresar, n-avem manager, nu există. Dar impresarul ce face? Pune show-uri. Și tour managerul merge cu merge tine. Merge cu tine și are grijă să ai ce să mănânci, să ai unde să te caci. Asta. Da. Oh, bravo, mă, I went there. Ai grijă unde să te caci, mă. Eugen, să știi că mie exact ca și la început, căci, dacă nu era un tour manager, unde dracu te caci? Căci unde te caci? Dacă n-aveai tour manager, nu știu cum reușești acasă fără tour manager. Eu mă cac pe mine în general în turneu și după aia rezolv acasă. Deci suntem pe 8 mai la Sighișoara. Ai un bagaj când te întorci acasă, da, da, da. Pline de căcat, spală asta. Deci tu zici că ai făcut show cu Eugen la Sighișoara. Am făcut cu Eugen la Sighișoara și trebuie să recunosc că a fost tot în același loc. Da? Am făcut și a fost decent. La Hilton? La Hilton, da. Eu am anulat un show acolo, să știi, anul trecut. Așa că și-o am fost la Sighișoara. În eu capul nici meu. Nu l-am pus, pentru că nu avea rost. Da, eu am anulat un show acolo, fără îndoială. Deci suntem la Double 3 by Hilton. Double 3 by Hilton pe 8, pe 8 mai. Mai, Sighișoara. 9 mai, așa da. 9 mai, Baia Mare, la Casa de Cultură. Casa de Cultură. După care 10 mai, Satul Mare la Filarmonică. Asta a fost pe dos. După care 11 mai, sâmbătă, Oradea la Filarmonică. Aia oh, e tată. Și după aia, asta e foarte interesant, 12 mai, Cluj, da, la Florin Piersic. Vă rugăm, veniți că altfel... Bă, curios că ți-o să vină. Da. Și eu sunt curios că ți-o să vină. Că deocamdată n-au fost prea mulți curioși. Da. Bă, ideea e că nu, oamenii sunt oarecum... În primul rând că sunt un pic sceptici. Bă, da, am fost atunci, mai venim acum. Păi normal mai că nu mai vin acum dacă păi, au fost nu trebuie atunci. Să, dar nu, nu trebuie, trebuie să vină. Vină din nou. Nu, asta Doamne chiar ferește. Să zicem. Nu da, trebuie să vină aia care au fost. Că e același show. E același show. Ca ăla de la Casa de Cultură. Dar am înțeles, adică noi de-aia am pus show-ul ăla, că am înțeles de la oamenii care ne-au organizat în Cluj, că au fost mulți interes. Oameni care au vrut să mulți mă ia. Mulți oameni, înseamnă că au mai fost 100. Au dacă... mai fost 100. Păi da, adevărul că acești mulți pe tine dacă te sună 100 de oameni, mi se pare că te-au sunat mulți oameni. Mi se par oameni. Foarte mulți și oameni. Și dacă te sună 20, se pare că, frate, mamă, sună telefonul erau. Continuu, da. Mai făceam 7 da. Show-uri. Da, da, da. Și mai e o chestie acum pe care trebuie să o anunțăm și anume mai ultima tură din această primăvară slash vară s-ar putea. Din Europa, o tură în care Vio nu mai merge, căci are alte angajamente, să le zicem așa. Și da. Merg eu cu Teo și cu Raul Gheba. Gheba. La... Super tare. La... Și avem o tură Amsterdam, foarte simpatică. Amsterdam, Frankfurt, Berlin, nu? Da. Deci avem, da. Ce date sunt? 16 sau 17? 17 Amsterdam, vineri, nu? Da. 17 mai Amsterdam, 18 mai Frankfurt și 19 mai Berlin. Și vrem să vă spunem intrați așa. Intrați pe Instagramurile noastre de Teo Stand Up Costelica 12
Și Vio punct dragul la el nu stau anunțate show-urile, dar e mișto Instagram, așa, mai pune copii cu asta. Mm-hmm. Da, și vrem să vă spunem că asta, tura asta, o e foarte intensă. Ce? Înțelegeți? Deci veniți foarte mulți, veniți foarte mulți la show, că stăm după aceea, mergem cu toții la înghețată. Înțelegeți ce zicem? Înțelegeți ce zicem mai aici? Ne luăm niște înghețată verde, albă, cu EPL-e sau să luăm niște înghețată cu tot felul de straciatele, bucăți dintr-ale de timbre de ciocolată, tot luăm, haideți. Nu e ok să fac asta. Nu, nu deloc, nu e ok, dar bă, fă-ți da-n bloc, fă-ți da-n bloc. Da, și, deci, și, cine te bagă în seamă? Și dă-și mie, te rog, un Guinness din frigider. Avem Guinness în frigider? Da, 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 e Guinness în frigider. Păi de când l-am... Cutia, hey, nu? Da. Beu, beu. De când ne-au trimis oamenii, le-am pus la rece. Bă, las-o încolo de asta treabă, merge. Avem bunătăți del topoloveni. Da, avem și, avem... Zacuscă cu... Ce s-a întâmplat? A căzut o... Te-am lăsat, doamnă, că ai poți. Căzut tu, ai căzut... ți-a căzut fața. Nu s-a legat aici. Bun, am anunțat show-urile. Da, eu cred că am făcut o treabă extraordinară. Eu zic că am făcut o treabă... Sunt convins că o să vină sute și sute și sute de oameni. Da, frate. Sute și sute și, sute. Sperăm că vin 300. Da, măcar de 300. Sperăm că vin 300. 100 și 100 și 100 de oameni o să vină. Da, frate, pentru că show-ul este foarte bun. O să ne distrăm maxim. Și... Ce să discutăm noi astăzi? E, părți, ce să discutăm noi astăzi? Avem multe lucruri de discutat. Cum ar fi? Situația e foarte complicată, oricum ai dau. N-ai cum să zici că nu. Eu n-am, adică nu pot să zic așa. Aș vrea da, să am, asta, ai vrea să fie The Summer of Vio asta, vara asta. Ce înseamnă? Ce ar fi pentru tine vara ta? Cum vara zice mea. Nicole Sherry de tine? Așa, da. Vara mea implică așa. În primul rând, trebuie să mă apuc să caut, să încep să bag tobe. Stai puțin. Deci, nu trebuie să, deci zi vara ta, e, deci zi vara mea este, o să bat toată vara la tobe. Nu, toată da, trebuie vara să, o să nu, bat că dacă toată trebuie. Vara, deci da, toată vara o să bat la tobe. Bați la tobe. Până voi reuși să cânt Lane Boy de la 21 Pilots. Dar nu cum o cântă, cum o cântă Josh. Matt Maguire. Am varianta și până nu voi reuși să o cânt cum o cântă Matt Maguire, atunci o să fiu fericit. Nu cred că o să fie niciodată, pentru că la bate de 1000 eu de ani. Eu cu Vio noi ne-am hotărât tot așa să ne facem o formație doi în care nu doi bateriști, el nu. Să bate la tobe și eu să fac la bas, chitară, da. Clapă, voce, clape. Eu să, cum fac și la comedianți pe drumuri. Eu dau eu glumele, fac, eu montez, eu mă ocup de tot. Faci tricouri, pui show-uri. Da. Și la el eu tot îi bate toba la mașină. Îmi bate toba, eu țin rim acolo. Foarte tare. Da. Da, deci asta să fie, deci asta vara odată, ta. Apoi mai vreau să, na, nu m-aș arunca cu, ai zis niște sport, aș vrea să fac niște, da, sport. Nu sport mai zice, mă, deci nice. Nu mai zici, zi vara ta, zi vara lui Vio, cum sport. E vara lui Vio? Vara lui Vio, zi vara lui Vio e așa, o să bat la tobe și o să fac, zi o așa. Să bat la tobe, da, o să ies la fotbal, o să ies la fotbal și fac mult sport, o să fac foarte mult sport în vara asta. Vând un stepper. Bune, am un stepper de nu-mi place și vreau să-mi iau bicicletă de aia staționară. Și e foarte că stepper la bă, băiatul este atât de... Da, e așa grositor. Mi se pare, da. La bicicletă ăsta și... Deci sora mea este incredibil. Dacă cumpărați un stepper, îl dau cu 6 milioane, îl dau pe 18 milioane, îl dau cu 5 milioane. Următorul anunț pe care o să-l facă Vio, bă, vând bicicletă staționară că vreau un taburet. Da. Că bă, bicicletă aia vreau să zic. Dacă vreți stepper de la Decathlon, vă dau. E cel mai mare țeapă, bă, sunt aparatele astea. Cele mai mari țepe sunt aparatele mie astea. Mie nu mi se pare bicicleta, eu aș face la bicicleta staționară, mi se pare foarte tare acasă, cu pui dracu în fața televizorului. Îți pui un serial și jumătate de oră mesteci în aia acolo. Trebuie să fii ok decât să stai. Bă, orice e mai bun decât nimic, dar nu sunt asta sigur zic. Că e mare lucru. Adică... Bă, cred că dacă faci în fiecare zi, nu are bă, cum să este, nu... Bă, este cea mai mare păcăleală. Dai și tu mai tare, începe să-ți ceară corpul să vrei puțin mai mult. Mi se pare cea mai mare păcăleală, toate și aparatele astea ziceți? Sunt... Da, mă, sunt păcăleală pentru că tot îți faci un plan în viitor, mamă. Îmi fac planul că îmi pun un serial și nu știu ce și pe aia îmi pun. Tu îți dai seama, în primul rând...
Îți spun ce o să faci. Când o aduci în casă, atunci o folosești. O iei și te pui și faci așa. După care trebuie să-i găsești un loc. Și când ai găsit un loc, acolo rămâne și pui haine pe ele. Poți să ții tot timpul în fața televizorului? Nu poți. Fața frigiderului. O pun, știi cum? O pun în mijlocul sufrageriei ca să mă lovesc de ea mereu și să... Și să faci vânătăi. Să fac vânătăi. Să te enervezi. Și să mă enervezi. Da. Nu, și să fac. Chiar eu o să am, fac. Știi cum arată casa lui Sorin cu de, și mai mult decât atât. Așa cum au făcut, cum faci cu unele animăluțe care nu-ți plac, că iei niște animăluțe și le iubești o oră sau o zi. S-a dus și a aruncat bicicleta în lac sau ce? Nu, da. Le-a dus la țară. Le-a dus la țară, da. Și cum faci? Când iei un animăluț, ești, mamă, vreau câine neapărat. Da. Și după aia îți dai seama că tu vrei un câine, dar nu e câinele pentru tine. Nu e o relație pe care să o ai cu câinele ăla. Câinele ăla e ca un om pe care nu-l suporți. Și câinele ăla deodată face niște lucruri și e libidinos și îi pute gura. Da. Mai du-te, dragă, și îl duci la țară. Prima dată la veterinar. Ce? 5 milioane? Băgă, mi-ești... Da. Eu acum am luat evei 2 porci de Guinea și singura chestie, că nu mai are nicio treabă cu ei, bineînțeles, că i-au dat așa. Singura chestie mișto e că râd cu Andreea că ai dat la porci. Asta e singurul avantaj. Să tăiați acum când vine iarna, ai dat la porci. Bă, știi ce zic ar fi cel mai mișto? Să mâncem în jumări de Guinea, exact. Când o să-l pârliți așa. Când să apară Guinea din Mangalița. Da, Mangalița de Guinea. Mangalița de Guinea. Dar de Crăciun eu zic să faceți frumos așa, să-i dați furaje dintre astea multe, să-i dați mult ori, să-l băgați așa, îl îngrășați. Și după aceea îi tăiați frumos cu un... Și o să mâncați un... Îl pârnim cu brichet. O să fie Eva Călare cu el. Ce tare abia aștept. Da. Ce dracu să faci? Nu, acum am început cu animalele în casă, parcă nu știu, poate la pisici. E nașpa și la pisici, trebuie să lași pe cineva când pleci, bă, vii tu să dai la... Da, mă, dar să știi că există oameni care vin o dată pe zi și îi dau de mâncare, se joacă cu ea, îi curăță litera. Sunt oameni. Da, știu. Cat sitter. Sunt. Apropo, catshop.ro, hotelul de pisici, foarte mișto oameni acolo, sunt niște tineri care sunt și studenți la medicină veterinară. Ginecologie. Eu îmi duc cu pisica la hotel. Pentru că încă nu știam de cat sitter. Da, mă, știu că nu se simt bine, dar nici eu nu mă simt bine cu ele în casă, așa că suntem chit. El nu se simte bine 360 de zile, pan, cu el. El să nu se simte bine 5 zile. Crede-mă că următoarea treabă se întâmplă, apropo de asta, este oricum eu trebuie să duc pisicile odată la ceva timp la tuns, da? Deci se întâmplă când mai plec în vacanță, să le duc să se obișnuiască o săptămână la acel cat shop, pentru că acolo și le face, le tunde și așa. Da. Și ele sunt foarte sălbatice doar la faza asta cu tunsul, frate. Și e o pisică care este super simpatică, Mushi, înseamnă pizdă în germană. Mushi înseamnă e jargon și înseamnă pizdă în germană. Și lăbuș, nici nu știu, vreau să știu ce înseamnă în armenească, sau în armeană, înseamnă smecă. În dan armeancă. Dar ideea deci ai Mushi și lăbuș? Nu, am Mushi și lăbuș. Mushi și cuții. Așa, și Mushi este de-a dreptul diabolică dimineața, pentru că eu dacă vreau să dorm până mai târziu, eu și familia dacă vrem să dormim până mai târziu, ei e foame la ora 8 și ea se trezește la ora 8 și știe că sunt anumite zgomote care mă scot din minți, cum ar fi să fac așa la dulap, la un dulap și am fost, bă, Mushi, serios, este și tot da acolo, că n-are ce să caute în dulap, că sunt hainele copiilor, n-are ce să caute în dulap. Știe, bă, și e un om, și mă duc cu nervi și dau mâncarea aia de să, hai o dată așa să mă culc, iar cuții, dar Mushi mi-e simpatică, este, doarme cu mine, nu știu ce, e ok. Bă, cuții, mâncați, ajura ta, e o pisică. Oi, 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 oi. Bă, vine prima dată așa să bag... Știi cum? Nu suport poziția aia capră la pisici. Îți bagă găuzul în... Adică eu o mângâi așa că o mai mângâi și pe aia se întoarce cu găuzul ăla nenorocit la mine și este... Atunci zic, du-te bă de aici, bă. Mamă, deci...
Da, nu. Vine o briză de gauze așa. Vine o briză de gauze, mai da, ales când da. Știi, știi ce trebuie, știi ce fac? Desfac o șampanie. Și dau cu, cu spumă dintre aia, așa cum fac aia la Formula 1, îi dau la cur ca să se lingă și să îmbete și mă lase în pace. Și stă la televizor așa, la un moment dat pe canapea așa. Să uite la Formula 1. Bă, da, nu, cred că ai că, nu știu, dintre toate modurile de a-i da alcool la pisica ta, zice, ce s-o stropești cu șampanie la șampanie, cu, că și miroase a șampanie, adică îi dau cu angelii de căpșoni. Cu angelii de căpșoni. Cu fragolini. Da. Bă, nu m-am mai uitat eu la televizor, nu m-am mai uitat la televizor, clar, dar se mai face reclamă la băuturi de-astea super ieftine și proaste la noi, cum erau alea, cum ar fi? Cavadoro și... Te referi la băuturi mai tare, așa? Spiritoase, da, 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 da. A, normal, cum să nu? Freshnet-ul ăla e un fel de șampanie, mă, e cava, nu, dar de-astea... Cum ar fi? Da, astea, mă, spiritoasele astea, cum era și... Cum era Alexandrion? Și... Unirea? Da, 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 Unirea, Cava, Doro, Crescova... Nu prea m-am la televizor. Nu prea Crescova, se mai face, nu? Da, s-ar putea să dispărut? Nu se mai fac. Nu cred. Avea domnul Dragnea dreptate și o duc bine românii și nu s-ar mai beau putea? Asta? S-ar putea? Băi, băiatule! Mm. Da. Da. Deci e interesant că n-am mai... Știi că a fost o perioadă în care se făceau... Da, erau multe. Multe reclame și se vindeau între acestea. Că au luat foarte mulți, au băgat dacă cu medicamente, acum e pe val, medicamentele acum sunt pe val. Acum medicamente, nu? Păi așa vine un val de Cavadoro, da, un val de medicamente. Medicamente, da, da, da. Da. Foarte interesant că n-am mai... Deci vine așa un val de Cavadoro, un val de medicamente, un val de detergenți de spălat haine și... Da, da, da. Vomiți de la toate astea. Mm-hmm. Deci e Cavadoro, detergent, medicamente. Cavadoro, da, detergent, medicamente. Da, așa, așa. Bun, am rezolvat și asta. Ați văzut, mă, faza lui Pandele cu jocurile de noroc în voluntari? Acum câteva săptămâni, da. Că vrea să le... Da, păi nu, da, acum a început și în București, am văzut că au început niște organizații și în București, că să luptăm împotriva jocurilor de noroc. Bă, eu unul sunt ok cu mișcarea asta, pentru că mi se pare că au apărut prea multe. Că au apărut mai ceva ca... Bă, eu aș fi de acord să fie shop and go. Eu aș fi de acord să fie reglementate. Da, adică reglementate, să fie un pic la normal. Modul, știi cu d-alea, cu bă, n-ai voie lângă, cum e și cu tutunul, că n-ai voie să vinzi acolo. Dar nu cumva e, cred că e. Nu cred ce că ai voie să fii. Fie, da, nu cred. Dar că eu știu, mă rog, ce aș face? Un pic reglementate. Le-aș reglementa la densitate. Gen să n-ai voie, frate, să ai pe o rază de un kilometru 10. Mi se pare că au fost reglementate covrigările, nu? Serios? Mi se pare că nu mai nu ai o lege dintre asta să nu mai faci atâtea covrigării, că bagă toată lumea luată. Bă, nu sunt convins că e o mafie între ei pe acolo și cred că nu să dau, da, așa, nu mai dar... vrea câte unul să fie covrigar, zic, mă, cum vrei tu aici? Bă, dar este extraordinar, frate, că e... Mișto să vezi o mafie dintre aia care în loc de ochelare au un covrig din celălalt. Toți, sau toți au niște covrigi. De făină pe față în afară de ochelare, de și restul stropiți de făină pe față. Bă, este foarte interesant la covrigi. În primul s-au făcut averi din covrigi, frate, da, pentru da, că... Da, da, da. E că un mai ataus bine așa enorm. Câte unul să-și facă covrigări și bagă degetul bagă făină. În făină. În mac. Și este extraordinar, mă uitam la... Era o covrigărie lângă fabrică, la Republica acolo. Mă uitam la ea. Bă, este extraordinar. Era o vitrină de aia înaltă, plină cu patiserie, plină. Și eram, mă uitam acolo, era 90% din tot ce era în vitrină, era numai făină, dar în diverse forme. Dar da, era o vitrină întreagă plină numai de făină. Da. Dar era făină făcută mai tare, făină făcută mai moale, făină făcută pe straturi. Niște făină. Niște făină, îi dau făină la gram. Dar este extraordinar, frate, cât de mult poți să vinzi făină, pur și simplu. Da. Luați niște făină. De care vreți? Vreți făină cu mac? Vreți făină cu... E și gustos să umplă stomacul. Bă, e gustos și te umflă. Da, te umflă. Dar numai că după aia vine... Constipation? Că, nu, dar vine foamea, știi că carbohidrați îți dă spike de insulină și după aia îți cade, uh-huh, scade glicemia și ți-e foame, ți-e foarte foame după aia. Exact cum zice Mark Stam în piesa Impar. Oh, exact cum zice, dar nu știu dacă ați ascultat la căști foarte tare, dar eu zice am modul... sentimentul ăsta de că, mamă, când eram eu cu Mark Stam și Impar, bă, abia acum l-ai descoperit, da, și tu, frate, cu Mark Stam. Da, eu am fost cu Mark Stam de la început. Da, dar eu am tare avut prima dată după Teo Barbă. Tare. După așa, aia știi care a... Deci zice el că
Tu ești amator de haos, eu din doar cu asta. Dar zice haos sau haos? Haos. Haos. Tu ai sângele fierbinte, mi-e foame. Eu doar din ăsta beau. Da, știi că zice, tu ai sângele fierbinte, mi-e foame. Se aude, se aude, da, în foame? Mi-e foame. E foarte tare, Mark Stam. Bă, da, este, atât îmi place de la, da, Mark Stam, apropo. Și eu, dacă avea Eva 16 ani, vreau, da, să fie Mark Stam. Da, îmi place cum dansezi în melodia, da, Mark Stam. Stam. Bă, eu n-am, eu sunt foarte ok cu sexualitatea mea, că nu mai fac. Și... Nu mai faci sexualitate. Exact. Nu mai fac sexualitate. Eu sunt Mark Stam, te înțeleg foarte bine, cu nu e sex, nu e haz, nu e gaz, nu e foc. Nu-i nimic, sunt, nu mai nu-i am nimic, nimic, taticule. Nimic. Nu, de aia îmi place melodia aia. De aia îmi place, pentru, da, că mă regăsesc foarte mult, da, în tine. Dar știi ceva despre el? De unde e el? Cine din, e? Din Republica Moldova. Nu cred. Deci, bă, nu se mai face muzică decât peste punct. Nu mai există. Da, mă, dacă vrei să înveți, dacă vrei să cânti, trebuie prima dată să te duci până în Republica Moldova. Stai un pic acolo. Stai un pic acolo, te întorci. Ia să vedem. Și e Mark with a K. Mark Stam. Asta-s povești. Bă, nu-mi trebuie neapărat... Uite-și tu puțin, uite-și tu puțin. Îi miroase cum sub brațul, sunt convins. Are, dar... nu, mă gândeam așa că e puțin Harry Styles thing going on, dar nu chiar. Harry Styles e foarte... Mark Stam. Dar normal că muzică îți trebuie un nume. Dar ce credeți că pe nu, Kurt Cobain nu îl chema Kurt Cobain, îl chema Curtilian Cobainaș. Bă, dar totuși în poza asta nu e ok ce se întâmplă acolo sus. Bă, bă, nu, bă, stai, da, și în aia. Nu, așa, e, e foarte acolo? Bine. Da, da, e, da, cum iarna, iarna e coboară, surge așa de la streașa în aia. Eu cred că el mai are și căcat de la de față. Așa trebuie să ai la vârsta asta, nu, Mark Stam este foarte bine. Eu ți-am zis, eu abia aștept perioada să revin, n-am putut să mai rezist. V-am zis cum voiam să mă duc, voiam să mă duc all hip. Mi se pare o perioadă în care dacă o stârnești asta cu să-ți lași părul să crească natural și să găsești metode de a nu mirosi. Să te speli? Da, în primul rând, ok, să te speli, dar trebuie să te speli odată la 3 ore, frate. Nu e pe chiar bune, așa. Deci mi-am lăsat câteva luni să crească părul la sub, să crească părul mai peste tot. Tăticule, se adună, tate. Se adună, eu n-am știut că se adună în halul ăsta. Nu, să-mi pute părul, să-mi pute. Da, să-mi pute părul, lăsând asta la o parte. Dar vreau să zic, uite, e o perioadă, știi cum, știi episodul ăla din Seinfeld, când era un tip care se tot rădea pe cap, își tot rădea părul și la un moment dat el a zis, eu nu am chelit, nu, bă, ia lasă-ți părul. Și când i-a crescut părul, el a crescut numai aici și el chelise aici. Știi? A trăit tot timpul așa. Eu tundându-mă, făcându-mi igiena inghinală destul de des așa, acum când l-am lăsat și am văzut cât crește, bă, băiatule, deci dacă las să crească, mi-e frică. Mi-e frică că e... Ți-e frică de ce? Mi-e frică în general. Mi-e frică să nu fie pe bune, să fie prea mult, să iasă deodată, să nu mă mai văd. Aia o să fie clar. Deci să vin așa, la un moment dat, să mă trezesc ca într-o carte de Stephen King în care părul meu deodată vine așa... Ce se întâmplă? Și nu mă mai văd la față și... Ui, nu mă mai bagă nimeni în seamă. Sunt acolo în patul într-o clai de păr, se trezește toată lumea și este unde tati? Tati nu mai e. E doar părul ăsta. Și grămada aia de floși ce e? Grămada aia de floși trebuie să o aruncăm. Hai, apucă de picioarele! Apucă de picioarele, grămăzi! Apucă de picioarele floci! Șase. Doamne, câte picioare are ăsta în floci! Da, frate, oh my god! Deci... Nu mai da, e mai vama ce a fost! S-a stricat și vama! Dar da, aș vrea foarte mult să las la un moment dat, dar ți-am zis cu igienă, nu știu, trebuie să fie un produs. Bă, ai căutat pe net? Ai căutat? N-am căutat pe net. În primul rând, asta faci, cauți pe net. Ți-l lași lungi, dar te duci și zici să-ți ia vârfurile, știi, să-i dau o formă. Nu, că n-am, nu. Te duci la Ionuț Grecu. Cum ar fi să mă duc după ce m-a chemat de atâtea ori și așa? Nu, aici vreau să văd ce poți să faci. Cu mașina de tuns iarba. Dumb and Dumber. Dar chiar nu prea mai sunt filme gen Dumb and Dumber. Ba da, s-ar putea să fie ăsta, Frații Sisters. Bă, românii suntem, bă, atât de pământ la a traduce filme. Sunt The Brothers Sisters, se cheamă filmul. Ce The Brothers Sisters. The Brothers Sisters.
Frații Sisters. Este cu Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix și cu băiatul ăla foarte, foarte amuzant, care este fratele lui Will Ferrell. A, este, da, într-adevăr. Deci ăsta s-ar putea să fie un film funny. Brothers. The Sisters Brothers. John C. Reilly. Și Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal is nice. Iar trailerul de la The Joker cu Joaquin Phoenix mi se pare foarte, foarte mișto, deși băiatul ăsta e dubios. Este, în primul rând, e dubios, frate. Joaquin. Și pe de altă parte, bă, știu că s-a mai zis, s-a mai făcut. Este zice Franța? Atât de... A, nu, data lansării 19 septembrie în Franța. Am crezut că e din Franța. Premiul Cezar pentru cel mai bun regizor. Ce? Da, este de când am văzut trailer. Deci filmul ăsta este regizat de un francez și a câștigat premiul Cezar pentru cel mai bun regizor anul ăsta, ăsta, care a regizat The Sisters Brothers. Da, da, asta am auzit, nu e comedie, nu? Eu așa am, bă, din titlu pare comedie, frate, The Sisters Brothers. Da, Brothers by Blood Sisters. Am pierdut segmentul 18 pe 24. Eu la asta chiar ăsta e filmul, sunt curios de el. Că nu o să-l văd niciodată, că nu... Bă, în primul rând, filmul în a schimb, fost lansat de șapte. Mult. Da, dar acum apare la noi. Bomb. Acum apare la noi. Cu 10 milioane, un 38 de million dollar budget. A fost lansat în septembrie. Numai cum ați postere cu filmul ăsta în România? A câștigat cel mai bun sunet la premiile Cezar, totuși. Cât de prost poate să fie? Cât de proaste sunt premiile astea Cezar, până la urmă? Sunt premiile Gopo franțuzești. S-a cântat manele acum. Aceiași au cântat manele și în Franța. Aceiași oameni și la francezi le-a plăcut, să știi. Chiar cu ocazia asta, dacă tot am adus discuția înspre zona Franța, frații noștri din Franța, să știți că suntem alături de voi pentru Notre-Dame. Ne-am de hotărât vreo $2 din Patreon să meargă către Notre-Dame. Cine se ocupă de hârtii? Da, o să trimit eu. Lasă că trimit eu. Tu? Suntem acolo pentru voi. Mi se voi. Pare că... Eu oricum, eu când o să, după ce o să trec de, o să conduc România o perioadă, după aia o să conduc lumea, eu aș fi pentru dărmat zis tot, direct lumea, da. Dărmat tot și făcut din nou. Adică și la asta te gândești de la... Tu cu asta ai putea să fii un primar în București foarte bun, da. Lasă lumea. Da, lasă, păi că așa de o să ajungă. Asta ca... tot ce înseamnă istorie și clădire... Hai să luăm așa, cu Notre-Dame, în primul rând, cât are? 1000 de ani? E clar că a fost multă suferință acolo. E clar că e o energie negativă. E și biserică catolică. Sigur, bă, sunt chestii nașpa, dacă ai o casă care are 100 de ani, știi că mai vorbisem, că acum 100 de ani nu era om să nu strădească, să nu doară ceva, să nu fie suferință, să nu moară cineva. E clar că energia negativă rămâne în casa aia. Nu e ce, nu e rău ce zicem. Da, acolo era alte sentimente la biserică acum. Mai sunt o catedrală de asta unde nu se duceau să... Se duceai să faci poze. Acolo, slujbele erau altfel acolo la catedrală. Venea în corona regele, pula mea, de-astea. Nu era biserică de-asta de sat să-l aducă pe Gheorghe să scoată demonii. Mai e și cu asta cu regele și cu asta... Nu mai convins, e prințul d'Anjou, D'Artagnan și alte mi se pare că noi dacă vrem, eu pentru asta sunt, de start fresh. Dărâmăm tot și pornim de la zero. Mai așteaptă niște ani. Pe bune, asta cu istoria și așa. În primul rând, hai să luăm și catedra. Toată lumea asta, catedra Notre-Dame. În afară de câțiva, cred că îi pun pe degete 9 oameni care sunt pasionați, restul oamenilor de Notre-Dame, apropo de nota, să duc să bifeze Notre-Dame la Paris. Te duci la turul Eiffel, îți faci o poză, deci, Notre-Dame și Louvre. Stai puțin. Deci, în primul rând, lasă asta cu turiștii. Și normal că, stai puțin. Eu nu știu dacă au fost, nu știu bula mea de Facebook cum e sau cum e așa, dar eu am văzut mai mulți oameni care se plângeau de oamenii cărora le pasă de Notre-Dame decât oameni cărora le păsa efectiv. Adică, când zic că le păsa, adică oameni care se dea de ceasul morții, români, care se dea de ceasul morții că arde Notre-Dame. Eu nu i-am văzut pe ăștia. Am văzut numai oameni care se plângeau de aia, dar nu i-am văzut pe aia. Da.
Pentru că, într-adevăr, e aberant în pula mea. Tu, născut în Dâmbovița și trăind la București, să fii zâmba, pula Notre-Dame, vă leu, arde Notre-Dame. Da, bineînțeles. Te piși pe el de Notre-Dame, pula mea, ca valoare emoțională pentru tine. Da. Deci, emoțional, pentru tine, Notre-Dame e zero. A, ca știre e ceva. Bă, interesant, e pula mea, să vedem. Vă leu, rău, no. Zici, bă, rău, nasol. Dar să te ia suferința că arde Notre-Dame, e aberant. Dar cine știe de la ce a pornit? Sau că n-am urmărit aceasta? Nu e încă clar. Nu e încă clar? Un scurt circuit, așa am auzit. Un scurt circuit sau era un român muncitor pe acolo care l-a spus, că nu se întâmplă nimic. Mie ce mi s-a părut... Gămeși pula, bă, fac și eu căcat. O țigară mi-am aprim, gămeși pula, să mă ars asta, acum ați vezi, îmi sare toată România în cap. A făcut cineva... E un cont de Instagram de Caterinca. Popoza din morții tei. Da, e foarte tare. Popoza din morții tăi. Care a scris următoarea poveste despre... Da. Deci se numește ppz.din.morții.tei. Am ucit că era odată ca niciodată în orașul Paris, cea mai mare capitală a lumii și a Franței, orașul lumilor, un om cocoșat. El arăta super aiurea, avea un cap mare și mergea greoi, iar oamenii mai dădeau bani de pomană. Într-o bună zi însă un preot i se făcu milă de cocoșatul și îi spuse: cocoșatul, nu vrei să te angajezi la biserică să tragi clopotele? Cocoșatul imediat spuse: ba da, cum să nu, foarte bucuros că și-a găsit și rostul în lume, mai ales că meseria nu era una anevoioasă. Ce să vezi, într-o zi cocoșatul cum trăgea clopotele, deodată văzut o fată așa frumoasă care stătea fix în sus la clopote, minunându-se și făcându-și cruce. Eroul nostru, când a văzut el că fata nu este numai frumoasă, dar și credincioasă, își lua inima în dis, coborând în curtea bisericii Notre-Dame, se duse la ea, trage aer în piept și zice: căfă! Bine tu, răspuse fata înroșindu-se. Bine și eu, îți place cum trag clopotele? Da, îmi place foarte mult cocoșatul cum le tragi. Dar să vezi tu la muie cum trag râse cocoșatul, și fata începe și ea să râdă cu lacrimi cucerită pe loc de simțul umorului foarte bun al lui Coco. Hai mâine seara, dacă vrei sus în clopoți, să-ți arăt cum trag clopotele. O îmbie cocoșatul, iar fata zice: bine, hai că vin. Seara următoare, într-adevăr, cocoșatul a pregătit sus în turn un picnic romantic, o cafeluță, niște gustări. Ce să mai, fata era topită de cavaleria băiatului care la prima vedere nu dădeai doi bani pe el și ziceai: marci în pula mea, cocoșatul. După ce au mâncat bine cei doi porumbei, s-au luat de mâini. Și mi-a plăcut asta, că s-au luat de mâini. Da. Și au plecat pe un deal de unde luminile orașului se vedeau superb, în vreme ce fata puse ușor capul pe umărul lui. Deodată însă cocoșatul sări în picioare înspăimântat. Ce ai pățit, cocoșatul? Întrebă tânăra speriindu-se la rândul ei. Hai să-mi bat pula, cred că am uitat să închid aragazul. Continua acesta îngrozit și o rupse la fugă către catedrală, lăsând-o pe proasta aia acolo. Degeaba însă, prieten, catedrală din păcate deja ardea ca o torță, dar nu-i nimica, pentru că după aia niște oameni au dat 800 de milioane de euro ca să facă altă catedrală și mai faină, care eu mă bucur foarte mult, deoarece catedrala Notre-Dame este una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare sculptură a îndrăgitului nostru maestru, sculptorul Constantin Brâcuș. Respect. Drăguț. Foarte drăguț. Deci asta, da, este povestea. Am înțeles. Da. Deci da, corect. Uite, vezi, râde drăce. Da, vezi, vezi ce merge, mă, vezi, da, ce merge. La publicul tânăr. Publicul tânăr? Da, da, da. Da, da, da. Uite, am făcut, ăsta nu-i podcast, e focus group. Bravo. Vrei să zic ceva? Eu aș e merge, bonul ăsta de masă, sunt foarte curios. Sunt foarte curios că, într-adevăr, acum au făcut Catedrala Neamului, care este destul de mare, doar că nu mi se pare chiar așa mare. De unde e Catedrala Zgârie Nori? Noi. E mare pentru noi, mă. E mare pentru noi, mamă, dar tu stai seama, da. Tot timpul, știi cum, mai ții minte când am fost în New York, în 2008, mergeam pe străduțele de pe, din New York, alea foarte frumoase, și vedeai dita mai zgârie norii, da, imenși acolo, și lângă o chichineață, o bisericuță, dar care are toate terenurile, știi că e, am mai vorbit, da, despre treaba. Și erau niște bisericuțe. Bă, frumos, o biserică zgârie nori, e o chestie înaltă, treabă, cu toată lumea, da, acolo. Eu nu-și permit să zgârie norii, că îl deranjează. Păi aia e și ideea, acolo sus chiar se duce direct și iei legile de acolo, cum doar s-a dus, deschizi geamul și cum s-a dus Moise pe muntele Sinai și a coborât din pe aia cu legi. Sinaia. Sinaia. Sinaia, muntele Sinaia. Ce bune asta, asta e bune de ăștia de națiuni. România. De, era muntele Sinaia. Ia, fraților, la cota 1400 s-a dus. A dat legile. Le-a dat legile. Și după aceea s-a întors jos la Sinaia. Și după aia și a statul ăla cu buvalea Bravo până a ajuns. Să-ți dai seama, până a ajuns înapoi cu legile, ăia toți cu vițelul până a venit înapoi. Da. Și tărâmul promis. Știi ce mi-a plăcut în schimb? Am văzut niște postări pe Facebook. Aia mi-a plăcut cu adevărat. La faza cu Notre-Dame-ul este că au găsit niște oameni, niște grupuri de-astea de demenți
care discutau ce s-a întâmplat în Notre Dame și au făcut screenshot-uri și le-au dat, bă, acolo chiar am râs, aia mi-a plăcut. Da, erau niște oameni care, bă, sunt atât de mișto oameni ăștia care sunt, au delir, clar, da. Sunt bolnavi, au delir. Bă, dar asta atât de sigur pe delirul și atât de clar explică și aici că este, bă, e foarte clar ce s-a întâmplat acolo, au fost, deci era unul care avea un delir de ăsta mistic, așa, cu, știa niște forțe în univers și asta. Și zicea că acolo e un portal între lumi și au încercat să invadeze lumea noastră unii și niște paraziți care sug specia noastră de sânge au vrut să apere pământul și atunci au trebuit să dea foc la portal ca să nu fim invadați de nu ce, și e clar. Foarte drăguț. Dar a răspuns una. Da, bravo, frate. The more you say, the more it makes sense. A răspuns una, deci i-a zis unul toată chestia asta cu paraziții, cu aia, cu portalul, da. Ce, și alta i-a răspuns extraordinar, a zis, bine, asta e clar că s-a întâmplat, dar ce voiam eu să vă întreb? Oh, deci asta a fost, God. Bine, asta e normal, da, de aici plecăm, clar au dat foc la portal ca să nu fim invadați de aia, dar ce voiam eu să vă întreb? De mafia, era și da, ea. Da. Da, mă. Deci ăștia au fost examen. Ăștia și aia cu evrei, musulmanii, ăia din nou care au... Știi că vorbeam cu Victor chestia asta, că asta cu Notre Dame a fost ca o pată roșarhă. Adică a luat foc o clădire și după aia fiecare a văzut ce a vrut. Deci aia care stripați cu evrei au dat-o cu evrei, aia care erau cu extraterestri au dat-o cu extraterestri. Știi cine a ars până la urmă Notre Dame? Porno a ars! Costel are o dragoste reîmpărtășită față. Nu. A, credeam că tu zici. De mine ziceai? Nu, mă, nu ziceam de tine. Ziceam pur și simplu un simț de glumă. Că toți, nu că de fapt evrei. Da. Și o să zic, nu că porno. Aia a făcut, a dat foc. Ce mi-a plăcut cum ai zis, frate, asta în simț de glumă. Ce drăguț a fost. În simț de glumă. Dar ce frumos să explic. Chiar e frumos să frumos. De glumă. În simț de glumă. Ce tare. Eu sunt foarte... Eu abia aștept să fut copii ca să... Ok, asta să nu o tăiem la montaj. Cred că trebuie tăiat doar asta. V-am mai zis odată treaba aia. V-am mai zis o discuția pe care am avut-o despre... Sper că a fost un vis. Nu, n-a fost niciun vis. Am avut visele urâte în ultima perioadă, dar discuția asta mi s-a părut cea mai idiotă din ultima perioadă. Când vorbeam la Iași cu Bogdan, și vorbeam despre Living Neverland. Zic așa? Despre, bă, Costeluș, și îmi spunea Bogdan, îmi zicea, băi, ascultă la mine, Michael Jackson nu e mort. Și am fost, bă, Bogdane, lasă-o, mă, să încur de treabă. Bă, Costele, ascultă-mă, nu e mort. Bă, Bogdane, lasă-o. Bă, ai văzut tu cadavru? Asta a fost argumentul lui. Asta a fost argumentul lui în discuția aceasta. Băi, ai văzut tu cadavru? Frate, cine... Pe cine Dragnea întreb? Nu există, l-ai văzut vreodată? Da, exact. Tu l-ai văzut pe... L-ai văzut vreodată, viu. Nici dar nu, dar n-am în realitate. Nu l-am văzut niciodată. Dar să se vezi cadavru, cine... A fost o, pe un grup de ăsta de pământ plat, a fost unul care a dat-o extraordinar. A zis, fii atent, ce probleme au oameni. Și finalul e foarte mișto, tot asta apropo de... A zis, dacă toate râurile se varsă în ocean, de ce rămâne nivelul oceanului constant? A? Și după aia a zis, nu mă luați cu povești de-astea gen circuitul apei în natură. Deci asta, exact, știi? Da, deci asta e faza. Da, știu că e o explicație foarte clară pentru asta. Te rog să nu mi-o zici pe aia. Da. Știi, la fel și asta cu, i-ai văzut vreodată cadavru? Păi nu, că e una. Bă, lasă asta, i-ai văzut că... Lasă poveștile alea că ei l-au văzut numai câțiva. Tu, i-ai văzut cadavru? Nu. Păi da, mă, dar atunci mă gândesc că dacă se varsă în ocean, da? Da. Păi tocmai de-aia nu crește oceanul, că dacă ar fi pământul plat, ar crește și s-ar umfla, nu? Fiind rotund, mai cade se când duce se învârte. La... Când se duce în jos, mai jucați cade din apă. Jucați-o pasta, platiștilor! Eu așa zic, nu e logic, atunci mai cade din apă. Când se întoarce pământul cu așa, mai cade din apă. Da. După aia, în timp ce curge, se umple la loc și de-aia rămâne așa. Sunt dovezi incontestabile. Da, pentru că am zis eu lucrul ăsta. Și, da, și dacă pământul e plat, s-ar umple oceanele de apă. Dar stai, frate, puțin, că în afară de faptul că este plat, dar pământul nu este și pânalt? Pălat și pânalt și plung și plung. E ăla cu meme aia cu ăla care da.
Excelent. Până la urmă e plat, e plung, e pânalt. Cum e, mă, pământul până la urmă? Dar să știi că asta chiar sună foarte de societatea pământului. Plung. Plung. Plung, plung, plung pe plânălțime. Pe plână, da. Ce, bă, este extraordinar ce am făcut aici. Tu îți dai seama că dacă tu crezi în pământul plat, tu nu crezi în volum? Nu, normal că nu. Păi, dar ai văzut vreodată vreun volum? De-aia îi ascultă muzică foarte încet. Păi stai, frate, puțin. Păi și tu... Păi stai, mă, puțin. Păi și atunci cărțile alea... Ei, cei trei mușchetari există? Că e volumul 1, 2, 3. Băi, am avut astăzi. Eu cred că am cam demonstrat ceva. Eu mă bucur că sunt în România și că nu sunt în America, pentru eu că fiecare eu, zi mă bucur. Eu ascult mult hip-hop cu Nigger încet. Și astăzi ascultam un hip-hop mașină tare și am tras la Mega Image și erau doi negri. And I turned it down. M-am simțit așa o leacă, știi? Te-ai simțit ca melodia lui... Da. Cine cânta despre asta, mă? Zi aia cu... Friends say ceva. He's trying too hard, but he's not quite hip, but he's on mine. Offspring. Da, da. Și exact ăsta e versul. Give it to me. Și zice aia că ascultă rap, dar nu prea tare, că the homies nu știu ce, they're gonna kick his lily ass. Da. Este exact de acolo, da. Exact acolo e fa asta. Cum se numea melodia asta, mă? Give it to me, baby. Nu era give it to me, baby. Era... And all the girls say I'm pretty fly, for a white guy. Nu cred. Pretty fly se numește. Pretty fly, da. Pretty da. Fly. Muscă drăguță. Da. Și atunci am zis, lasă că e bine așa. Pentru că... Uite. Now cruising in his Pinto, he sees homies as he passed, but if he looks twice, they're gonna kick his lily ass. Dar nu-i cu muzică. E... Lily? Se are curul de liliac? Lily. Adică alb... Nu cred. Fii atent că am dat translate. Hai să-ți citez refrenul. Domn profesor Ionuț Bodonea. Dă-mi eu copilașule. Este așa. Este dăm copilul și toate fetele spun că sunt destul de acoperit pentru un tip alb. Are nevoie de niște melodii reci, nu numai că va fi suficient, dar nu avea Ice Cube, a cumpărat Vanilla Ice. Acum călătorește în Pinto, vede Omis când trece. Omis? Omis. Dar dacă se uită de două ori, o să-i lovească fundul de crin. Oh my God. Ce-am zis? Da, na. Acum are un tatuaj, are cerneala făcută. Da, asta este, da, asta e tradus de Google direct. Da. Destul de zbura pentru un tip alb. Destul de zbura pentru un tip alb. Google, mai învață-ți limbile. Bun, bă, eu cred că s-a făcut norma de jocuri de cuvinte pe tot sezonul. Bă, da, om. Da. Ce, vrei să zici ceva? Ai zice cuvinte. Că a fost o energie ciudată la acest episod. A fost, într-adevăr. Nu știu ce... Nu știu e oare e întâmplat. Oboseala de mijloc de sezon sau... Eu zic că trebuie să luăm o pauză 3 ani. Dărâmăm toate podcasturile și o luăm de la zero, da? Da. Da. Trebuie să... Uite, vezi, asta e nasol. Revin la aceeași problemă. E nasol că nu putem să bârfim la podcastul ăsta. Bă, să știi că a început să mă deranjeze și pe mine din ce în ce mai mult, pentru că noi, de fapt, asta facem oarecum între show-uri și noi am început de la... Noi nu... Da. Azi, noi știi ce am... Pentru că nu... nu bârfim, noi nici nu fim. Exact. Eu să știi că o să mai stau. Sunt curios. Mai ai? Noi nu fim. Deci nu doar bârfiți. Fiți. Înainte, da. Înainte să fim, hai să bârfim. Degeaba ești dacă nu bârfești. Da. Tu ești?
Vrei să trec eu la volan? Trec să stau eu la volan?